Salutare, lumea, sunt Cristi și bine am regăsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft Bedwars. Dacă mai doriți episoade, v-aș ruga să nu uitați să apăsați pe acel buton de like și astăzi am schimbat serverul, suntem play.minecraft-romania, aveți și voi IP-ul în descriere. Iarăși ne jucăm cu fanii Bedwars, am văzut că v-a plăcut destul de mult episodul trecut în care ne-am jucat Bedwars alături de voi. Dar de data aceasta am zis să mutăm serverul pentru că vă dați seama, pe diferite servere din România sunt playeri diferiți. Așa că am spus să vedem și cât de bine se descurcă jucătorii de pe play.minecraft-romania. V-am spus, dacă vreți să intrați și voi pe serverul acesta, aveți IP-ul în descriere, să vă bateți pe aici, să vă jucați. Haide să vedem, îi dăm și noi un quick join, să vedem unde o să ne bage solo, bineînțeles. Haide, să vedem cum o să ne descurcăm, cât de buni sunt playerii de aici, de pe play.minecraft. V-am spus, de mai multe ori este un mic dezavantaj că mă joc cu voi, pentru că toți presupun că ați vrea să mă bateți, să mă băteți, nu știu. Ați vrea să veniți la mine să vă arătați skillurile de șmecheri, dar pentru mine asta nu este o problemă. O să vă aștept și o să vă primesc cu brațele deschise. Unde suntem? Roșu. I like red very very much. Hai. Să vedem ce o să se întâmple. Eu sper să fie totul în regulă, să nu dăm de player prea profesioniști. Ia stați, unde este sensitivity-ul? Cred că trebuie mai mic. Așa, cred că e ok, bun. O să-mi construiesc deja drumul către insula de diamant, pentru că am nevoie neapărat de bonusul ăla. Și să sperăm că adversarii mei nu sunt chiar atât de rapizi ca mine. Câte blocuri mai am? Ok, foarte puține. Ba, 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 mam. Hai, let's go. Am un bloc aici. Pot să-mi pun protection, dar cred că mai aștept pentru sharpness. Adică să mai aștept încă două diamandini. Diamandini! Bă, ce-mi place cuvântul acesta. Lăsați și voi în secțiunea de comentarii cuvântul diamandini, dacă vă place cuvântul, și poate o să vă dau inimioară. Bun, deci îmi iau sabie de iron. Am luat o sabie de iron. Ne luăm mai multe blocuri. Perfect, suntem stacked up. Stai așa, ne mai punem, frate, ne mai punem. Nu e nicio problemă. Nu suntem zgârciți cu noi. Mamă, albastru își face bază. Fuck that, roz și gri nu sunt lângă noi, deci sunt baze goale, o să mă duc repede, o să fac un drum către ei. Nu pot să ratez această oportunitate să am o bază lângă mine și să nu folosesc generatorul acesteia. Neapărat trebuie să mă grăbesc, sper că Blue nu are de gând să pușeze. Sau să farmeze acum cineva îndeajuns de mult gold încât să iau un arc și să mă dea jos pe mine. La asta, eu asta sper. S-ar putea să nu mi-ajungă blocurile, fi rar. Come on. Facem o nebunie. Ok, bun, hai. Let's see. Nu funcționează! Nu! Nu, sunt blocat aici. Nu! Sunt blocat aici. Decât dacă face Cristian o săritură de asta nebună, care nici nu-i posibilă. Nu cred. Cristian e cel mai tare. Oh my god, câte blocuri și timp am mirosit. Omul ăsta deja s-a dus aici pe centru, mi-a luat diamandinile. Oh my fuck, nu le-a luat. Bun, cât noroc. Deci fii atent, dacă nu intră deloc pe hartă, nu se spawnează generatorul. Ce porcărie. Ok, bun, trebuia să mă aștept la asta în orice caz. Haideți să ne dăm upgrade la sabie, bun, bam, bam. Mai îmi trebuie armură, de unde mi-au armură, armură. 12 aur. Avem blocuri. Jam. Speciale. Mere de aur și I think we're good. I think we're fucking good. Trebuie să ne mai luăm unelte pentru că ăsta văd că și-a făcut bază cu wool, cu lemn. Am văzut că a pus acolo jos prima și prima dată. E nebun omul. Dar văd că se știe stachează. Are armură de iron și sabia la fel. Bună, Imper HD 3D. Ești cam nebun. Și HD și 3D. Așa ceva n-am mai văzut. Haideți să ne luăm unelte. Unelte. Jab. Ok. Cred că sunt bun. Acum. I'm ready to go. Să-mi pun și astea în caz de orice. Nu vreau să le pierd. Mamă, ce se bat ăștia. Să vin și să mă bat cu tine. If you don't mind. Oh my god, ce bine bate. Ok, ok.
Deci băieții de pe serverul acesta nu prea se joacă. Știu și ei cum stă treaba. Huu, ce bine bate Blue. Ce bine bate Blue, ce bine bate Blue. Holy moly, nici nu cred că are sharpness pe sabie și bate atât de bine. Nice, GG, ia uite-l. Na. M-am bătut cu Blue. Ia uite, toată lumea vine pe mine și gri și... Mamă, ce bat băieții de aici. Holy fuck, sunt buni. Nici patru nu vor să mi-l distrugă. Hei, ce-i cu ăsta? N-am ce să-i fac lui ăsta, are sabie de iron, m-a prins. Oh my fuck. Oh, să fie greu, știu, mi-am asumat treaba asta, mi-am asumat-o. Nici nu vor să-mi distrugă patul, vor să bată cu mine aici. Bă, voi ce faceți, mă, aici? Ăștia se sparg între ei aici. Asta vrea să-mi distrugă și patul. Get the fuck out of my way. Oh my god, ce e aici? Trebuie să-mi iau repede un măr. Fast. N-am ce să le fac, sunt nebuni oamenii ăștia. Deci dau rush pe mine ca ultimii nebuni. Trebuie să-mi iau un arc, repede. Bun. Și blocuri. Oh my god, ce nebuni. Bă, spre surprinderea mea joacă destul de bine. Bine, nici eu nu m-am mai jucat de o perioadă Bed Wars. Adică fucking PvP pe Minecraft. Sunt destul de noob acum, că trebuie să-mi intru în mână. Dar uite ce au făcut mai aici, mi-au distrus baza. Ok. Nici o problemă, o reconstruiesc. Asta îmi dă diamante, mă, mulțumesc. Mulțumesc mult, sper că nu e bait și că mă arunci acum în apă. În apă și eu în void. Voiam să zic în abis și mi-a ieșit apă. Ok, mai aveam eu două diamante aici, am pun protection 2. Să rezist mai mult la ăștia, că aparent prind hituri bune. Le prind, băieții, nu glumă. Le prind oamenii. V-am spus, oameni buni, nu contează că mă ajutați sau ceva de genul acesta, că îmi dați iteme, eu tot va trebui să vă omor. Deci nu o să ezit să fac treaba asta. Mai multe blocuri. O să-mi îmbunătățesc asta, uite că se bat ăștia. Dar n-au vrut, mă, să-mi distrugă patul, adică au avut mii de ocazii să facă treaba asta. Tu pleacă, dă-te jos. S-a panicat. Panică. Am luat un diamant. Cristi, de ce m-ai împins, uai? Ești și ești așa rău. Oh my god, ce m-am speriat. Am văzut niște bule și credeam că vine ăsta spre mine. Ești și ești așa rău. Uite, îmi dă emeraldi. Te pupă, fratele, eu nu te atac. Uite, dacă îmi dai d-astea, fratele tău nu te atacă. Dar fix asta de lângă mine și în episodul trecut m-a ajutat un tovarăș, un abonat. Apreciez că m-a ajutați, dar o să zică playerii ceilalți că n-am câștigat cu un motiv, că am fost ajutat. O să-mi las asta aici pentru zile negre. Stai, mă, ar trebui să folosesc un d-asta pentru trapă. Și haste, m-ar ajuta mult un haste. Pot să fac ceva cu un emerald? Nu prea cred. Dar uite că se bată ăștia aici. Nu, tovarășul meu a fost bătut. Pleacă de aici. Pleacă de aici. S-a aruncat. Oh my god. De ce s-a aruncat în void? Am 3 emeralde. Mai am ceva aici? Nu mai am nimic. Aș putea să-mi iau ceva cu 3 emeralde. De aici nu. Ia speciale. 4 emeralde. 2 emeralde. Pod. Băi, ești nebun, n-am folosit niciodată chestia asta. Ia să vedem. O să las astea aici pentru zile negre. Bam. Și asta. De ce nu pot să pun sabia? Ok. Nu știu de ce nu mergea. Ia uite, el mai îmi dă acolo. El îmi dă diamandini. Mulțumesc pentru diamandini. Dar nu e un meci așa fair. Bine, dacă era fair, trebuia să pierdem mult. Că au venit băieții la mine pe bază și trebuia să mă omoare, dar... Au fost buni cu mine. Eu să fac un pod. Să văd cum merge podul ăsta. Oh my god, cât de tare. Și spune-mi, te rog, că este infinit. Adică că așa rămâne. Sper că n-are cooldown de ăla și cade la un moment dat. Ia uite, două emeralde de aici.
Mai trebuie încă două. Acum oricine poate să se ducă la mine în bază să mi le distrugă, să-mi distrugă patru, dar I don't care. Bun, hai, cam de asta. Am destule emeralde. Mai sunt eu, albastru, aqua și alb. Alb ăla nu se lasă. Uite-l pe aqua aici în spatele meu, nu e nicio problemă dacă vine aici. Ia uite-l ce faci, ești doar știe să joci, nebun. Ia uite-l, mă, ce construiește. Nu mai vede, e orb. E orbit. E orbit. Bă, dar ce bine joacă ăsta. Ce bine joacă Alin 08. Îmi distruge și batul. Acum, fiți atenți. Boom. Nu mi l-a distrus. Băi, boss. Mamă, deci îmi dau umilință mare băieții ăștia. Deci uitați-vă ce-mi fac. Mă omoară și după îmi dau... Ups, stai, armură. Deci după ce că mă omoară, după se mai și aruncă. Nu mă lasă să ne batem în continuu. Aia e. Umilință, umilință, dar poate câștigăm. Ok. Blocuri. Arc. Cât costă un arc ăsta? Cam scumpicel, dar... Hai să zicem că ne permitem. Aș mai putea să mai iau un pod. Că mai am câteva emeralde de astea. Caterin, că rău podul ăsta, niciodată nu mi l-am luat. Nici nu știu dacă e pe toate serverele și mă îndoiesc. Mă îndoiesc că e pe toate serverele. Să-i dau un pod până la ăsta. Ia uite, mă, m-aș fi așteptat. Bă, dar nu înțeleg, e lag? Bă, nu înțeleg, ori sunt băieții mult prea buni, ori am eu lag, dar oricum mi se mișcă dubios, ați văzut și voi. Cred că contează și versiunea pe care joci, eu sunt pe 1.12.2. Chiar nu știu pe ce versiune sunt restul oamenilor. Da, chiar nu contează, pe mine chiar nu prea mă interesează câștig, vreau să mă joc cu abonații, asta e tot. Plus că sunt chiar plăcut surprins că sunteți atât de buni. Sunteți foarte, foarte buni. Și blu, și aqua, și alb joacă bine. Mamă, am trei adversari, forță. Frumoasă tehnică. Dar nu unde a ajuns de bună. Pare rău, Blue, știu că ai fost fratele meu, dar a trebuit să fac treaba asta. Știu, nu mă ură, nu mă ură, știu. Nici mie nu mi-e bine să fac treaba asta, dar whatever. Mamă, câte drumuri la baza mea, zici că e aeroport. Ce e aici, frate, e gară? Ăla o să se ducă pe ăla mort, dar albastru din păcate a fost eliminat. Fratele meu, îmi pare rău, chiar n-am vrut să fac treaba asta, dar trebuie să se termine la un moment dat meciul acesta. Trebuie să se termine. Aqua știu că e aici, pe undeva. Am 3 diamante, ia stai mă să le... Uite-l mă pe ăsta. Holy moly, dar ce sparge ăsta. Sparge Alinaș de la oraș. Mi-a distrus și patul, bombă. Crezi că nu vin după tine? Dar tu crezi că nu vin după tine, Alinaș de la oraș? Nu ia damage! De fapt nu se schimba ăla. Nu știu dacă chiar nu lua damage, dar... Trebuie să mănânc repede unde ăsta. Ma! M-au spart băieții ăștia. Mi-au dat bătaie la funduleț. Încă sunt aici, dar... Nu știu ce șanse mai avem. Ce upgrade-uri mai pot să mai fac? 8 diamante, nu pot să-mi fac ăsta. Uite-l pe Blue. Cred că are și arc sau n-are, habar n-am. Am 8 diamante, dacă pot să-mi pun repede protection-ul ăla. Mi-am pus protection 3. Hai Cristian, ești forță acum. Cine a căzut în void? Shadow Master, care e ăla? Nu pot să văd.
A căzut cineva în void, bine, ăla nu cred. Uite-le în mijloc. Eu dacă mor, m-am dus, că pătuțul meu nu mai există, știți? Uite-l pe ăsta, ce nebun e, știe să construiască, pune blocuri sub el. Face abuz de blocuri. Știe nebunul să joace, știe, mai și lovește hiturile alea blană. Le lovește blană, dar nu știu dacă știe că sunt în spatele lui. Trebuie să mă audă. Nu cred că a supraviețuit. Mie mereu când mi se întâmplă asta, zbor. Zbor de tot când mi se întâmplă treaba asta. Fiți atenți cum moare Cristi. Uite ce face cu ziduri, cu... E șansa mea. E șansa mea. Șansa mea. Și am luat-o. S-a panicat. Săracul, dar... Cristi, o poză. Hai că facem poză. Bate-l pe ăla acolo. Bă, ăsta mă dă de gol, se uită la mine. Frate, du-te acolo, mă. Du-te, mă, Shadow, de aici. Încerc să-l omor pe Alin. Vezi că e nebun ăsta. Dă-i pe el. Bă, frate, ce face ăsta, mă? Aș căzut. Fuck that. Oh, l-am învins pe Alin. Este foarte bun jucătorul, foarte bun. Mi-a plăcut foarte tare cum a jucat. Felicitări, Alin, ești un adevărat zeu. Ia să-mi iau și de-astea să-l bat și pe Shadow. Și gata. Se termină șmecheria. Ce mi-ar mai trebui? Niște mere. Cred că e aici. Boss, numai eu cu tine mai sunt, hai să ne batem. Acum chiar nu mai ai de ce să mai stai pe loc. Numai eu cu tine mai sunt, hai să ne batem. Îmi iau și de ăsta. Altceva nu mai pot să mai iau. Astea costă numai Mi-ar trebui la maxim un ou de ăla acum. Numai eu cu tine mai sunt, Shadow. Haide să ne batem, serios. Dă-o naibii de treabă. Mamă, dacă o să cad pe aici, pe toate podurile astea construite de șmecherii ăștia. Ăsta sunt, gata, am două emeralde. Trebuie să-mi iau un... n-am unde să mă duc, mi-e frică să mă duc acolo înapoi. Hai că asta facem. Dacă nu riști, nu câștigi. Deci va trebui să riscăm. Mă bate, ok, bun. Am protection 3, frate, n-ar trebui să iau atât de mult damage. Ce dă nebunul ăsta. Ia uite, tot vine. Nici o treabă n-are. Perfect, eu iau acum oul. Nu pot să iau. Ok, bun, hai. Let's do it. Let's do it. Let's do it. BUM! Cred că l-am dat cam prost. Ba nu, e perfect. Mă bate! Mă bate! No! Oh my fucking god, atât de aproape! Holy moly! Nu cred cât de intens a fost meciul și atât, atât mai aveam până câștigam. Holy shit, felicitări Vlad și eu. Alb, oricine ar fi fost pe alb, Shadow, ești un adevărat zeu. Băi, fraților, cam acesta a fost episodul de Bed Wars. V-am spus, nu putem să le câștigăm din prima de fiecare dată, dar cam asta a fost. Foarte, foarte ambițioși băieții de pe Play. Intrați și voi dacă vreți să jucați PvP adevărat aici pe Play. Sunt niște jucători extraordinari, după cum ați văzut. România e forță, e power. Ne descurcăm foarte tare la Bed Wars și toate PvP-urile astea. Băi, fraților, eu am fost Cristi. Aveți IP-ul în descriere, mă mai găsiți aici pe server adeseori. Și v-am pupat, ceau.